să nu moară de frig, iarna și miroseau de la o poște. Și în timpul ăla Bizanțul strălucea ca o, de aici a și venit cuvântul latinesc ex oriente lux, de la, din Orient a venit lumina. Lumina. Avem o moștenire imensă, valoroasă, pe care o avem datorită Da, Bizanțului. 1200 și ceva de ani. Și ne considerăm urmași ai tradiției bizantine sub diferite forme. Nu doar Bizanțul n-a... iconografia, muzica bizantină, ci Să și spunem alte. că Bizanțul, mă iertați că iarăși vă întrerup, Bizanțul n-a însemnat numai vicleniile acestea cu care ne-am obișnuit noi din epoca fanariotă, să dăm bani sultanului și nu știu ce. Aia era un Bizanț decăzut, era un post-Bizanț. Bizanțul a însemnat, în afară de ceea ce noi numim bizantinisme, adică viclenii și subterfugii, Care nu neapărat vin care nu din Bizanț. neapărat, care sunt oricum, le găsești și la Londra, le găsești și la New York mai nou, Multe și la vin chiar și Cairo. din Turcia, Da. au obicei și. Dar Bizanțul, ceea ce vreți dumneavoastră să faceți, este să faceți conexiunea, legătura acestui popor relativ tânăr din perspectiva aceasta culturală cu o civilizație absolut fenomenală. Nu trebuie să ne fie rușine că suntem ortodoxi și că avem și că suntem moștenitorii unei culturi de 1500, de 2000 de ani. Spiritualitatea pe care o avem este, din nefericire, necunoscută. Și prin cenacul pe care dorim să-l organizăm, nu vrem să vorbim doar de istoria bizantină, propriu-zis, strict a cuvântului, date, secole și așa mai departe, ci a face legătura această, conexiunea cu spiritualitatea din Imperiul Bizantin și că, de fapt, noi avem această spiritualitate în Biserica Ortodoxă, Fără doială, pentru că total Bizanț. diferită de ceea ce găsim în apus sau ceea ce nu se regăsește în apusul Europei. Care a pus, s-a înfruptat și el, să fim cinstiți. Am avut o emisiune cu un profesor de bizantinologie, cu un tânăr care și-a făcut un doctorat în domeniul acesta, și care vorbea și el despre faptul că apusul s-a înfruptat și el copios din cultura bizantină. Dacă ar fi să ne gândim numai cât a furat Veneția de la Bizanț în 1204, Păi, că tot ce admirăm noi acum, Veneția, San Marco, totul e bizantin. catedrala cu care se mândresc venețienii și care aduce Da. un venit substanțial, este o catedrală bizantină, Totul e bizantin acolo la Veneția. Totul e luat de la ei. care dăinuie și astăzi ca mărturie a prezenței culturii și tradiții bizantine în inima Europei. Exact. Ei, iată, și cei care au învățat grecește și au reușit după aceea să traducă documentele, Erasmus de Rotterdam, unde a învățat? Nu a învățat la bizantin limba greacă? Sau ceilalți care au învățat? Deci, practic, e o cultură uriașă pe care dumneavoastră, iată, o aduceți la micaz, în speranța că oamenii care vă merg la biserică vor învăța și ei de unde vine această religie, pe care lor trebuie să spunem cinstit, unora li se pare foarte, foarte stranie, foarte, foarte străină. Deși este, Probabil, da, spuneți-vă. deși viața religioasă pentru mulți este ca natura însăși a ființei persoanei respective, este necunoscută pentru mulți. Au obișnuința, s-au născut așa, au făcut așa, fără ca să cunoască semnificația și ceea ce Exact. valoarea Ortodoxiei. Nu încape nicio îndoială că Ortodoxia este de departe, dintre toate religiile, dintre toate comunitățile creștine, este cea mai elitistă și mai culturală religie, cea mai culturală comunitate, pentru că dacă iei un tropar și îl reciți, vezi că omul ăla a fost un mare filozof și un mare poet când l-a scris. N-a fost un X care a Și inspirat de Dumnezeu. inspirat de Dumnezeu și cunoscând o teologie serioasă. Și de aceea probabil că oamenii simpli au tendința asta fie să stea acasă, cum am spus la început, că se roagă acasă, fie să meargă la o comunitate de asta creștină neoprotestantă, unde nivelul cultural al rugăciunii este quasi zero. Practic fiecare spune ce îi trece prin cap. Sub pretextul fals, mă iertați, că sunt inspirați de Dumnezeu, ceea ce nu se poate pune în discuție. Prin diferite proiecte culturale și despre cele
despre care am vorbit, cenaculul cu tradiția bizantină, cu lumina Bizanțului, prin cunoașterea, prin participare, vom reuși să înțelegem frumusețea și, de fapt, să înțelegem că, deși acel tropar sau acea rugăciune pe care o credem noi mai greu de înțeles la prima vedere, conține o frumusețe și o teologie profundă. Totul deosebită. A spus că oamenii simpli care nu prea vin la biserică, am adăugat că sunt intelectuali care, din dorința de a ști cât mai multe din lumea profană, din diferite materii profane, când ajung ca să cunoască ortodoxia și în special viața religioasă, parcă observă că nu i-ar interesa. Aici e și o ispită a vrăjmașului, ca să, tendința de a cunoaște tehnologia, de a cunoaște științele și materiile care țin de secolul nostru. Dar care trebuie să spunem, nu-i duc mai departe decât materia. Nu-i scot din materie așa cum îi scoate ortodoxia bizantină. Dar atunci când se confruntă cu probleme ale vieții, fie că sunt diferite încercări de mai multe feluri, sau chiar boală, sau suferință pricinuită dintr-un motiv sau altul, își dau seama că tot în biserică și tot prin rugăciune reușesc să obțină rezultatul pozitiv pe care îl așteptă. Cu toate că trebuie să spunem că forma aceasta de a crede în Dumnezeu numai că ai nevoie de El este cea mai primitivă formă de a crede. Dar este un început de a te apropia de Dumnezeu. Este un început, dar nu este trăirea lui Dumnezeu în realitate. Nu trebuie să ajungem să ne rugăm lui Dumnezeu, doar când în pedagogia sa divină Dumnezeu ne mai trimite câte o pedeapsă, ci să reușim ca și să-i mulțumim. Adevăratele rugăciuni sunt cele de laudă ale lui Dumnezeu, nu cele de mulțumire, de cerere și de mulțumire. Ba mai mult, să ajungem și noi ca să reușim să avem o rugăciune făcută cu smerenie, aceea a vameșului, că de fapt, cunoscându-și păcatele, nu face altceva decât să ceară iertare prin cuvintele Dumnezeului milostiv, fii mie păcătosul. Cuvinte care s-au păstrat și în ziua de astăzi. Și care s-a întors, cum spune Evanghelia, la casa sa, împăcat și schimbat în profunzimea lui duhovnicească. Iar atunci când te crezi că știi foarte multe, când te consideri că ești un intelectual care ai studiat, ai învățat, ai și profesii înalte, și mai ales ai răspunsuri la toate, ai tendința, cum fac unii, ca să creadă că biserica este ceva învechit pentru ei și nu este de ei. Pe aceștia i-am invitat să participe, să meargă în pelerinaje la diferite mănăstiri din Grecia, ca un exemplu, unde vor descoperi că la strană, cei care știu să cânte muzica bizantină, răspunsurile sunt date de cei mai mari intelectuali. Nu trebuia să-i invitați în Grecia, trebuia să-i duceți în Iași, la parohia Agios Demetrios, Sfântul Demetrie, de lângă spitalul, este un spital acela mare, Sfântul Spiridon, este o parohie Sfântul Dimitrie, unde merge diaspora grecească din Iași. Și o să vedeți profesori universitari de origine greacă și toți studenții greci cântând la strană dumnezeiește. Și care nu se rușinează. Nu trebuie să-i duceți în Grecia. Care nu se rușinează cu statutul sau poziția lor socială pe care o au. Categoric. De ce să fie rușine? Pe când la noi, din nefericire, cum a ajuns să termine o facultate? Nu toți. Nu. Vorbim de cazurile... De cei mai slabi de îngeri. De slabi de îngeri care n-au cunoscut bogăția și aici este și o vină a mai multor, începând cu părinții, chiar și cu preotul din parohia din care face parte și ceea ce nu îl exonerează de propria sa vină, că nu s-a implicat cum trebuie. Și după ce termină o facultate, are o meserie, nu mai are timp de biserică, ca și tentațiile lumii de astăzi sunt multe, dar și din simplu considerând că biserica, fiind permanent plină cu oameni mai în vârstă, deși
sunt parohii și ne bucurăm, să spunem că și la parohia noastră, pe lângă cei vârstnici, vin și tineri, biserica este a tuturor. Nu doar a săracilor, nu doar a vârstnicilor, ci și a celor cu diferite poziții sociale și chiar cu posibilități financiare foarte mari. Prin participarea la slujbă, prin rugăciunea pe care ai făcut-o, devii sensibil la necazul, la suferința celui de lângă tine. Când auzi îndemnul Mântuitorului din Sfânta Scriptură, din Evanghelia care se citește, când vezi atâtea exemple pe care ne le-a lăsat Mântuitorul în parabole sale, trebuie să ne rugăm, exemplu cu cei doi bani văduvei pe care îi avem ca model de dărnicie și de milostenie, altfel îți schimbi viața, propria ta viață duhovnicească și în așa fel reușești să te apropii de Dumnezeu. Și astfel te poziționezi față de situația ta pământească până la urmă. Pe când revenim la ceea ce am spus la început, rugăciunea făcută în particular acasă poate fi considerată și ca o rugăciune egoistă. Și să spunem că rugăciunea din particular acasă este tot ruptă din rugăciunea publică. Pentru că tot biserica te învață ce să faci acasă. Acasă nu te rogi cu cuvintele care îți trec prin minte. Și cărțile de rugăciune pe care le avem. Tot biserica ți le dă. Tot biserica. Rugăciunea copiilor pentru părinți, a soților, unul pentru altul. Acelor... Rugăciunea ortodoxă de acasă e o prelungire particulară a cultului în așa fel încât să nu stai în perioada în care nu ești în biserică, să stai fără legătura cu Dumnezeu. Dar nu este un fel de neoprotestantism. Eu am relația mea personală cu Dumnezeu. Nu locuiești nici de cum rugăciunea. Nu locuiești, nu. E doar așa cum anafora este un substitut pentru Sfânta Împărtășanie, așa este și rugăciunea de acasă. Și ca o paranteză, în numărul din duminica aceasta a foii parohiale, Bucuria credinței, am pus un articol semnat de un tânăr, Dorul de biserică. Unde începe că chiar cu a doua zi după duminică, începând cu luni, i s-a făcut dor de biserică. Deci să ajungem cu ajutorul lui Dumnezeu la această stare duhovnicească încât să avem această nerăbdare până la următoarea slujbă din duminica viitoare. Părinte Mihail, vă mulțumim pentru prezența din această zi, prima prezență a dumneavoastră pe anul acesta, prima din multe, sperăm. Vă mulțumim și vă dorim iarăși ajutorul la Dumnezeu pentru ceea ce faceți dumneavoastră la Bicaz, împreună cu colegii dumneavoastră și până săptămâna viitoare, Mihai Silviu Chirilă vă spune la revedere, vă spune o săptămână binecuvântată și nu uitați, Credință și Tradiție ne ține, o emisiune de spiritualitate ortodoxă, o emisiune de credință și cultură pe meleagurile noastre nemțene. La revedere pe săptămâna viitoare!